Ei, eu sunt Chris Desifor și bine v-am găsit la un nou videoclip de-al meu. Astăzi vă voi arăta niște algoritmi simpli în C++. Fără mai spune ceva, hai să trecem la treabă. Mai întâi, deschidem Codeblocks-ul, că n-am avut buget de altceva, că am dat toți banii pe jocuri de cărți. Ce sunt ăia, prieteni? Mai întâi, hai să vă arăt primul argument simplu, cel de bază. Cum să prelucrăm un număr? Mă, poate te uiți aici și te întreb, ce naiba se află pe ecran? Asta mă întreb și eu. Hai să explicăm pas cu pas ce se află pe ecran. While then, înseamnă că în timp ce n este diferit de 0, c devine ultima cifră a lui n, deoarece n mod 10 înseamnă restul împărțirii n la 10, ori n își pierde ultima cifră la împărțirea cu 10. Și dacă nu mai facem nimic și o să dăm un cout c, o să iasă că c este prima cifră a lui n, deoarece programul se repetă până când n devine 0. Hai să folosim asta să facem alt algoritm, suma cifră unui număr. Mai întâi, îl declarăm pe n, pe c și îl inițializăm pe s cu 0. N este numărul inițial, c fiind una dintre cifre, s fiind suma cifrelor. Mai întâi îl citim pe n, după aia băgăm algoritmul anterior, numai că îi facem o schemă așa. După c este egal cu n mod 10, băgăm și noi un s plus egal cu c. Dacă nu înțelegi ce înseamnă asta, este echivalentul cu s este egal cu s plus c. Numai că eu scriu așa, mai pe scurt. Încă mă uitam să zic de acolo, de trântiți-le și voi după while și după n div egal cu 10. Și dacă vă întrebați ce este n div egal cu 10, păi este n egal cu n div 10, numai că e sub acoperire, ca perioritorincul de altfel. Nu uitați ca la final să dați iau test ca să ne arate suma și bingo, voilà, magie, programul merge de minune. Mai vreți un algoritm? Nu? Păcat că mai dau unul să aveți. Oglinditul, ce e oglinditul ăsta oare? Nu, nu e o oglindă. Oglinditul unui număr este numărul respectiv scris invers, ca de exemplu 108 are ca oglindit pe 801. Ia, hai să trântim aici algoritmul. Și hai să-l parcurgem. Declarăm pe acesta fiind numărul, ogl este oglinditul și îl inițializăm cu 0. După aceea, citim a, băgăm și noi while a, deschidem acolada, oglinditul este egal cu el însuși înmulțit cu 10 și adunat cu ultima cifră a lui a, adică a mod 10, și după au, ce face au? Pierde ultima cifră. Da, hai să-l dăm exemplu pe numărul 107. Intră băiatul ăsta mare aici în program, oglinditul devine 7 și 107 devine 10. Și a pierdut 7-le pe drum, l-a furat oglinditul, a fugit cu el. Dar vă întrebați, de ce a ajuns oglinditul să fie 7? Păi, dacă l-am inițializat cu 0, vine 0 ori 10 plus 107 mod 10, care este 7 și oglinditul devine 7. Și aici numărul A este egal cu A div 10, adică devine 10. Dar acum au tot e diferit de 0. Așa că mai intrăm o dată în algoritm. Oglinditul, ce face oglinditul? Devine 70, mare șef. Au, ce face? Pierde și 0-ul pe drum. L-a furat oglinditul și pe ăsta. Aolo, a dat mare pagubă. Și vă întrebați, oare de ce s-a întâmplat asta? Păi iau-tă, oglinditul trecut e 7 și 7 ori 10 e 70, plus 0, tot 70. 10-le devine 1. Și pentru că au încă e diferit de 1, îl mai băgăm o dată. Și ce face oglinditul? Devine 701, adică 70 ori 10 e 700, plus 1, 701. Acum, au sărmanul, a ajuns 0,
Așa că ieșim de aici, din instrucțiune. Băgăm un see-out o gâlă ca să ne-l afișeze. Și bam, mamă, dar ce a ieșit aici? Ognitul 107701. Băi, dă mă naiba. Mă, eu știu că mă iubiți, mă. Așa că vă mai dau un algoritm bonus, așa. Dar nu ziceți la nimeni că vin ăștia cu sabia păstă mine. Bugă, bă. Palindromul. Un număr este palindrom atunci când scris și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga este identic. Și ne vom folosi de algoritmul anterior, că îmi place așa să mai economisesc eu. Ce e diferit e că la început mai declarăm și noi o copie pentru A, adică CA, care e o micunată secretă de ne va ajuta mai târziu. Băgăm și noi aici algoritmul de la oglindit, dar după vom băga așa un if, dacă OGL este egal cu A, atunci programul să spună că este palindrom, dacă nu, să zică că nu e palindrom. Și vă întrebați, de ce am pus mă if-ul ăla acolo? Păi e din definiția la palindrom. Un număr scris de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga dacă este identic, atunci este palindrom. Așa că dacă A este egal cu oglinditul său, bam, instant este palindrom. Aici, la if, am pus CA, adică copia lui A, pentru că din while-ul acesta, AU este ca 0. Așa că de aceea am pus copia, ca să păstreze valoarea lui A. Și hai să luăm noi așa două numere ca exemplu. Îl luăm pe 707, ia, îl băgăm aici și ma, ce frumos e! Ia, mai luăm și noi aici un număr. 145, mă, m-am supărat programul, bă, îmi pare rău, frate, îmi pare rău. Bun, și cam atât a fost episodul pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut și v-a ajutat. Dacă da, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Chris de Sifor și v-am salutat. Bye, bye!